Bun găsit, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc că ne primiți în casele dumneavoastră. E bine, acest scandal legat de pensie scaladează și vedem din nou doi miniștri din actualul guvern care, într-un fel, se atacă reciproc. În fapt, cel care a pornit lupta este ministrul justiției. De ce? După ce peste 1000 de magistrați au trimis o scrisoare în care arată motivele pentru care pensiile magistraților n-ar trebui tăiate. De ce s-a ajuns practic la acest apel disperat? Pentru că în forma votată de Senatul României, acolo, pentru magistrații pensionați înainte de 2016-2017, pensiile scad semnificativ cu 70-80%. Așa, la spartul târgului, să spun, ministrul Predoiu atenționează și el că PNRR-ul acesta este de vină și că pensiile magistraților n-ar fi prea mari. Problema e că celelalte pensii sunt prea mici și aici ar fi vina lui Marius Budăi. Ministrul Muncii va fi în direct cu o replică pentru ministrul Justiției. Vedem în ce cheie să citim toate aceste chestiuni. O să vedem cum România, tot așa, la spartul târgului, întoarce armele în acest scandal cu cerealele din Ucraina. Și în premieră o să vă dezvălim cine este marele câștigător din spatele cerealelor ucrainene și vă asigur că nu este ucrainian și nu e poporul ucrainian. Avem un scandal în Parlament, apropo de o lege destul de controversată, cel puțin în scrierea aceasta juridică. S-a făcut și o petiție online, potrivit căreia copiii ar fi luați de la părinți. O să vedeți în ce constă această lege, care deocamdată a fost scoasă de pe ordinea de zi, și avem și de asemenea o noutate apropo de acel caz absolut odios în care o tânără avocată a murit. O să vedeți o probă cheie, mâine se va administra în acest dosar. Răzvan Savaliuc împreună cu noi, de asemenea domnul Iulian Surugiu, dar și Antonio Andrușceac din partea AUR, adică din partea opoziției. Și aș vrea să vă arăt așa pentru început, ca să înțelegem cum am ajuns la această replică poate tardivă a ministrului Justiției. Avem în premieră pentru dumneavoastră, de fapt, simulările făcute, doamnelor și domnilor, în cadrul Ministerului Muncii, apropo de pensiile magistraților. S-a votat chestiunea asta în Senat și de atunci am atenționat că pentru magistrații pensionați înainte de 2016-2017, practic pensia în plată va ajunge la nivelul venitului la care s-a pensionat respectivul magistrat. Și uitați, în cazul acestui magistrat cu pensie de 46.000, practic, dacă legea trece în forma asta, venitul său sau pensia sa va ajunge undeva la 14.000. În cazul celui de-al doilea magistrat, de asemenea cu o pensie enormă de aproape 10.000 de euro, rămâne cu o pensie de puțin sub 2.000 de euro, 9.600 de lei. Iar cea mai mare scădere este la acest magistrat, de asemenea din top 10, cel care în momentul de față încasează 42.000 de lei, dar el s-a pensionat, să spunem așa, foarte devreme. La momentul în care se pensiona acest domn, avea un venit de doar 7.842 de lei și pensia lui va scădea cu 81%. De aceea, disperați, magistrații i-au trimis și ministrului în funcție o chestiune argumentată juridic. Dom'le, de ce ne faceți chestiunea asta? Și vedeți aici foarte clar în spatele meu, protecția deciziilor Curții Constituționale se va referi numai la pensiile magistraților, nu și la alte categorii, și se va referi, și aici este mare atenționare, numai la limitele explicite din argumentarea Curții. Nici o pensie specială nu poate depăși venitul obținut în cursul perioadei de cotizare. De fapt, asta este cuvântul cheie, perioada de cotizare. Cei pensionați de mult rămân cu venituri foarte, foarte mici și atunci magistrații îi cer domnului Predoiu să renunțe la această lege care, așa cum vă spuneam, a trecut deja printr-o cameră a Parlamentului. Iată replica lui Predoiu, adică Predoiu nu spune, da, o să fac lucrul ăsta, o să-mi asum încălcarea PNRR-ului, ci dă vina pe Marius Budăi. Să-l ascultăm.
Sunt pensii mari. Problema este, știți că de ce n-am fost noi ca stat de-a lungul vremii capabili să asigurăm pensii mari și pentru ceilalți? Asta este marea întrebare. Asta este, de fapt, marea provocare a ministerilor de resort de-a lungul vremii. De altfel, și magistrații cer o legislație care să oprească această depășire a salariului în plat de către pensii. Însă discuția mai trebuie să meargă într-un loc, și anume la PNRR. Are un program care a fost prost gândit. Întrebarea este de ce în condițiile PNRR există o adevărată schizofrenie între aceste condiții cu privire la pensii. Vreau să vă explic de ce. Prima condiție vorbește de contributivitate. Așa. Și ultima vorbește de asigurarea protecției constituționale. Adică ce spune domnul Predoiu? Da, ne-am trezit cu această problemă, da, pentru voi, pentru mulți dintre voi o să scadă dramatic pensia, dar PNRR-ul e o schizofrenie și problema nu că este magistrații au pensii mari, ci pentru că probabil Ministerul Muncii nu a făcut ceva ca să aibă toți ceilalți pensii mari. De aceea îl salut și pe ministrul Marius Budăi, care a fost singurul din guvern care și-a asumat această lege. Bună seara, domnule ministru! Cum îi răspundeți domnului Predoiu? Bună seara tuturor, Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Nu știu dacă neapărat trebuie să-i răspund domnului Predoiu, însă eu pot să vă spun că pe mine mă îngrijorează fuga asta de responsabilitate. Pentru că atunci când erau în formarea strictă a unui guvern de dreapta și au semnat PNRR și au trimis PNRR și făceau din PNRR un titlu de glorie, atunci era, pare că era bine. Acum ne facem că nu mai știm ce am semnat atunci, ce au spus atunci sau nu știu, la ce s-au gândit atunci, nu pot să-mi dau seama. Vorbim despre creșterea pensiilor din sistemul public. Da, clar. Tocmai pentru că știm că pensiile trebuie să mai crească în România, de asta de fiecare dată când PSD a fost la guvernare, a luptat pentru asta, luptăm și acum. Și aduceți-vă aminte când am propus o majorare de 10% discutată în PSD ca propunere pentru coaliție, mi se cerea demisia. Acum e un limbaj dublu, așa. Nu știu, eu cred că până la urmă coaliția a luat decizia corectă. Miniștrii de linie să vină cu propunerea astfel încât tot ceea ce s-a asumat și scris în PNRR de către o parte din cei care și acum sunt miniștri să fie înfăptuit, pentru că în coaliție s-a discutat foarte clar. Ministerul Muncii Constituțional nu are dreptul să modifice statutele care au fost adoptate prin legi speciale. Și atunci, ce credeți că domnul Predoiu spune că acest PNRR, abia cum spune, este un fel de PNRR schizoid, ca să-l citez exact? Acum, nu știu, ce să vă zic. V-am spus de la bun început. Eu, practic, pe mine mă îngrijorează fuga de responsabilitate. Fuga de responsabilitate, ceea ce ai făcut cândva, când doreai să iei voturi, când se desfințau pensii speciale în 30 de zile, când s-a semnat acest PNRR, când am plafonat, vorbind de creșterea pensiilor în România, și puteți să crească pensii în România, dacă n-a fost să se semneze PNRR, s-a plafonat plata cu pensiile din PIB până în 2070, adică pentru 50 de ani. E așa un fel de... Bun, aș mai avea o întrebare extrem de importantă. În opinia dumneavoastră de ministru, că până la urmă domnul Predoiu poate și încercând acum să scape de responsabilitate, pentru că într-adevăr să-ți scrie 1134 de magistrați să spună iată-te ce ne faci, cred că e o presiune foarte mare pe ministrul în funcție, dar pe de altă parte spune și un adevăr. Pensiile celelalte sunt foarte mici. În opinia dumneavoastră, care este, pentru ca omul să poată trăiască decent, firesc într-o Românie, care este pensia minimă care să-ți asigure cât de cât un trai lună de lună? În opinia dumneavoastră, nu știu dacă de politician, măcar așa, de om. Până să răspund la chestia asta, nu prea se încap într-o singură frază sau într-o singură propoziție plafonarea plății prețurilor, pensiilor cu dorința de a crește și spui că-s mici. Acum, după război, știți cum mulți viteji se arată.
Asta și încercam să spun. Poate domnul Predoiu trebuia să spună lucrurile astea înainte, nu când a trecut forma de senat, în care, într-adevăr, unii magistrați se vor trezi cu pensii tăiate cu 80%, dacă rămâne și în camera aceeași formă. Bun. Eu am făcut odată greșeala și am aruncat o sumă pe care am considerat-o eu, am spus, nu am aruncat-o, o sumă pe care am considerat-o eu ca să fie cel puțin pensia minimă în România. Și am avut parte de unele comentarii, de ce nu mai mult, de ce așa de puțin sau de ce așa mult. Cred că cu toții noi conștientizăm un singur lucru. Pensiile și veniturile în general a cetățenilor români trebuie să crească în continuare. Pentru asta avem nevoie de coeziune și de înțelegere în coaliție și să putem continua cu acel echilibru dintre măsurile sociale și măsurile economice, măsurile pentru economie, care s-a dovedit până la urmă a fi un succes în perioada anului 2022, s-au creat noi locuri de muncă și de aici, practic, avem și contribuții și tot ce ne trebuie să creștem pensiile. Până la urmă, eu am spus de multe ori și sunt promotorul ideii în care existența unui loc de muncă este cea mai bună protecție. Da, domnule ministru, oamenii vor să înțeleagă că poate asta își ajută la mental. Clar, un pensionar contributiv în țara asta nu o să trăiască pe roze cum trăiește neamțul sau francezul. Dar vrea să știe așa la nivel psihologic, în opinia unui guvernant, care este acel venit minim care, da, domne, acești guvernanței cred că eu mă pot descurca. Este, nu știu, 1500 de lei, 2000 de lei, 2500 de lei. Care ar fi? Adică eu sunt convinsă că și guvernul trebuie să facă astfel de calcule și să-și dea seama care e diferența între sărăcie extremă și cât de cât normalitate. Eu repet încă o dată, am răspuns odată la această întrebare cu tot respectul pentru dumneavoastră și pentru cei care ne ascultă. Nu o să mai dau o cifră, pentru că indiferent atunci când dai o cifră, tot timpul unii vor spune că e prea puțin, alții că e prea mult. Știm ce avem de făcut. Dar trebuie să aveți curaj, domnul ministru. Poftiți? Trebuie să aveți curaj, adică spuneți, curaj. Nu puneți așa problema, nu cred că am dat vreodată senzația că nu aș avea curaj sau nu sunt demn sau nu sunt corect. Vă rog. Dar sunt anumite, experiențe pe parcursul carierei noastre din care trebuie să învățăm, că dacă n-am învățat, nu ar fi de noi. Mulțumesc mult pentru această intervenție și merg aici în platou, întrebându-l pe Răzvan Savaliuc care să fie suma asta, după care o să revenim la magistrați și cred că mă sună pe mine o doamna Viorica Costiniu din partea Asociației Magistraților, poate dorește să intre și în direct, pentru că într-adevăr cred că după două săptămâni și acești magistrați au dat seama că pentru mulți colegi de-ai lor, dacă trece forma din Senat, pensiile vor fi cu 80% mai mici. Te ascult. O sumă s-a dat când a fost vorba de ajutoarele pentru plata facturilor la energie în momentul când erau la cote astronomice. S-a spus că pensionarii cu minim 3.000 sau și cei salariații cu minim 3.000 de lei au nevoie de ajutor, să li se dea ajutorul. Deci, iată, asta este un prim exemplu că guvernul României a stabilit că sub 3.000 de euro nu se poate, de lei nu se poate trăi. 3.200. Da, 3.200 de lei, cât mă corectează colegul de platou. Deci asta ar fi suma minimă. Nu știu cât mai face Institutul Național de Statistică niște studii cu coșul zilnic, cu nivelul de trai, ca să nu se mai publică nimic din informațiile care le făcea de an INSE-ul, pentru a ne da seama în ce situație financiară sunt încastat. Nimeni nu spune nimic, totul ni se ascunde și cred că suntem supuși unor experiențe de genul vin trei bruxelești de aia de pe afară, de pe la noi în țară, vin cu niște studii pe care nu și le asumă, nu le semnează nimeni, hai să tăiem de la magistrați, hai să coborâm la oamenii de rând, hai să facem și noi ca proști ne luăm după unii care sigur nu ne vor binele. Și iată te unde am ajuns, adică da, s-a trezit și ministrul Justiției, doamna Viorica Costiniu, din partea unei asociații de magistrați, chiar acum în direct cu noi. Bună seara, doamna Costiniu! Am arătat aici și scrisoarea semnată de peste 1100 de magistrați, dar și realitatea votată de Parlament într-o cameră, și anume, pentru colegii dumneavoastră care au ieșit la pensie mai de mult, venitul va scătea dramatic, adică se vor duce cu pensia la nivelul venitului de la momentul ieșirii la pensie, pentru unii fiind undeva la 6-7 mii de lei, adică o tăiere a pensiei cu 70-80%. Bună seara și mulțumesc că mi-ați permis
să intervin. La un moment dat, nimeni nu s-a scandalizat, salariul, indemnizația unui judecător era la nivelul unui polițist de la circulație. Salariile magistraților au fost atât de mici încât MCV-ul din, cred, 2003-2004 a obligat România, între cele patru condiții pentru aderarea la Uniunea Europeană, să mărească de urgență indemnizațiile și pensiile magistraților, să asigure logistica, informatizarea și posturi, că erau foarte multe posturi. Așa bacate, este. După 2004 au mai crescut ceva veniturile, da, au ajuns în jur de 1000 de euro, iar după 2016, pe noua lege a salarizării, s-a ajuns undeva între 3 și 4.000 de euro pentru un magistrat cu experiență. Deci, doamna Crețulescu, sunt responsabilă și pentru virgula pe care o spun. Vă rog. Magistrații au plătit permanent contributivitate pentru pensii, exact cum au dispus legile țării. Așa până e. Până în 2004 s-a plătit 25% pe stat, iar au fluturat și sau statul respectiv. Din 2004 până în 2000, până în ianuarie 2018 a intervenit la un moment dat o modificare valabilă pentru toți bugetarii țării. Adică o parte era plătit un procent de angajat, eu nu sunt angajat, eu n-am avut contract de muncă, deci de magistrat, și o parte de angajator. N-am avut angajator, dar ar fi similaritatea Ministerului Justiției. Nu uitați că suntem singura dintre cele trei puteri care producem. Așa este. A fost o perioadă în România cu nedreptate în zona magistraturii, după care s-a perpetuat această lege, dar întrebarea mea directă este de ce Ministrul Justiției nu a reacționat până acum, știind foarte clar. Nu e adevărat, doamna Crețulescu, îmi pare foarte rău. Domnul ministru a reacționat chiar foarte serios și a trimis Ministerului Muncii punctul de vedere al Ministerului Justiției, cam în sensul în care se vorbește acum. Iar domnul Budăi știe foarte bine că a primit acea scrisoare opinie din partea Ministerului când s-a decis cine este co-inițiator al proiectului de lege și cine vine ca minister. Și ce părere aveți de această formulă trecută prin Senat? Ar fi magistrații de acord cu ea? Nu îi afectează pe cei care au ieșit la pensie după 2017, dar pe cei care au ieșit înainte îi afectează dramatic. Doamna Crețulescu, vă trimit la declarația domnului Cristian Ghina, care este o declarație politică și care politicul ar trebui să o pună în dezbatere publică, la fel și media, și poate cine știe chiar și alte rezonanțe de pe alt plan al dreptului s-ar putea să existe. Declarația domnului Cristian Ghina, care era la guvernare și care s-a ocupat de acest PNRR, a fost în felul următor. România este o țară sălbatică, am închis ghilimelele. Am secretizat toate procedurile, toate discuțiile cu Comisia Europeană și conținutul PNRR-ului, pentru că ar fi fost, dacă s-ar fi știut, o bombă ce ar fi explodat în guvern. Băi, da, eu asta vă întreb. Iulie 2021. Din scrisoarea celor 1134 de magistrați, se precizează foarte clar, nu suntem de acord cu asta, adică ce-i cereți de fapt Ministrului Justiției? Da. Să schimbe forma votată în Senat sau magistrații vor accepta această tăiere cu aproape 70-80%? Doamna Crețulescu, eu cred că sunt măcar absolvenți de drept, dacă nu juriști în Parlamentul României. Și de ce anume calitate? Pentru că recalculare sau reducere, recalculare prin reducere, nu poate opera pentru o pensie în plată sau un venit. Eu vorbesc general, deci nu e valabil numai pentru magistrați, ci pentru orice categorie profesională. Corect. Deci recalcularea nu poate opera decât în favoarea beneficiarului și nici de cum în reducerea lui. Se încearcă pe baza codului fiscal, care, nu vă supărați, e o opinie personală, o instanță înaltă, mă rog, Curtea Constituțională se va pronunța dacă va fi sezizată, faptul că aceste măsuri luate și care vizează reducere prin codul fiscal, care, doamne, la momentul când guvernul a sezizat Senatul cu proiectul de lege,
nu era nici măcar o virgulă cu privire la codul fiscal. Andrușceac de la... Am înțeles. Nu vreți să-mi răspundeți de fapt ce-i cereți ministrului. Ba da, vă răspund, dar vreau să înțelegeți că scrisoarea trimisă, mă rog... E, mi se pare un apel disperat și de fapt în egală măsură o amenințare pentru ministrul justiției și mi s-a părut să cam speria domnul Predoiu. Este o scrisoare cu argumente juridice peste care nu se poate trece. Pentru că ori facem stat de drept, ori facem stat de drept. Și acest lucru am convingerea fermă că se cunoaște și la nivelul Parlamentului. Pentru că nu poți să vii cu amendamente la ceva ce n-a existat la momentul sezizării Senatului. Mă refer amendamente la codul fiscal, în condițiile în care el nu a fost subiect al proiectului legii guvernului. Deci, dacă permiteți întrebarea, că mai am o informație de ultim moment. Este o dorință de a clarifica un aspect. Nu știu dacă poate doamna Stoicescu. Doamna Costiniu. Costiniu, mă scuzați, Iorica să Costiniu. Ne răspundă la întrebarea asta, pentru că ține dacă de legea pensiilor. Dar vă întreb așa. Cum se poate că am vorbit de contributivitate și de plata tuturor sumelor datorate la bugetul de pensii în baza contributivității? Păi în cazul acesta, uitându-ne pe ceea ce doamna Crețulescu a pus pe ecran mai devreme, la un salariu în activitate de 7500 de lei, la care ai plătit contributivitate pe 7500 de lei, cum poți tu să ai o pensie în plată de 45.000 de lei? Asta odată. În al doilea rând, spuneți-mi, e justificat ca românii să se gândească și la un alt aspect în momentul în care sunt de acord ca magistrații, și nu doar magistrații, militarii, toată lumea în general să fie decent plătită, dar să fie și corespunzător sancționată când greșește. Și spun asta pentru că între anii 2017 și 2021, România a plătit, în urma deciziilor CEDO, pe decizii eronate ale magistraților, 44 de milioane de euro. Asta pentru că au negociat bine. Da? Bun, răspunde scurt, că avem o informație de breaking news. Vă rog, doamna Costiniu. Da, cu privire la deciziile CEDO, acestea sunt pentru oricare altă țară. Nu există, doamna cu... Deci nu există. Avem 10.329, cred că azi, iar următoarea țară după noi, Italia, cu 38. Da. Adică la noi o diferență ca de la... Într-un singur an, în 2020, am plătit, ca să fiu foarte exact, 34,7 milioane de euro. Într-un an. Adică e o diferență colosală între noi și următoarea țară. Dacă aveți răbdare, vă voi da și răspunsul. Dacă îmi permiteți. Ia uitați-vă dumneavoastră acele decizii CEDO, la ce se referă? Se referă în principal la condițiile pe care le au în regim de penitenciar. Nu e adevărat. No. Cele mai mari care negociază cu dosarele, doamna judecător. În același, vă rog frumos, în baza statutului european al magistratului, care este putere în stat, da? Este o distinție față de orice altă calitate existentă. Sunt una dintre cele trei puteri și ca atare ea beneficiază de dispozițiile constituționale care o protejează, o garantează pentru a asigura un act de justiție. Mulțumesc, doamne Costiniu, cu toată dragostea. Am o informație de breaking news. Am respectat pe toată lumea imaginile momentului de la un meci de fotbal de acum din Liga 2, acțiuni de huliganism chiar acum. Da, iată de ce se întâmplă pe stadionul Steaua. De fapt, este un meci de Liga 2, un meci al eternelor rivale, să spunem așa, Steaua București și Dinamo. Știți diferența aceea, Steaua FCSB, Steaua Liga 2, Dinamo retrogradat în Liga 2.
au intervenit forțele de ordine, doamnelor și domnilor. Revenim la corespondenții noștri de acolo, de pe stadion, și merg puțin mai departe să vă arăt și un scandal din Parlament cu o lege extrem de controversată. A fost trimisă în camerele Parlamentului. Se face referire la copii, la drepturilor acestora și la modalitățile în care ei sunt luați din interiorul familiei. Bianca Ogarcă ne dă chiar acum toate detaliile. Bun găsit, Bianca! Bună seara, bun găsit tuturor! Este vorba despre o inițiativă legislativă care prevede ca micuții să fie separați de părinții lor din mai multe motive. Spre exemplu, dacă părinții sunt plecați la muncă în străinătate sau dacă aceștia din urmă exercită o influență negativă asupra copilului sau dacă unul sau mai mulți copii, atenție, nu sunt vaccinați. E bine, acest proiect de lege controversat figura mâine pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputaților cu vot final, însă, așa cum am putut observa astăzi, inițiativa legislativă a fost retrasă de pe ordinea de zi. În plus, se anunțaseră proteste masive chiar aici, în fața Palatului Parlamentului, întrucât acest proiect de lege a iscat numeroase controverse în spațiul public. Mulțumesc mult, Bianca. Știu că AUR, opoziția, a cerut acest lucru și o salut chiar pe una din, mă rog, inițiatoarea acestui proiect din partea Ministerului Familiei, doamna Gabriela Firea. Dar răspundeți mai întâi dumneavoastră, domnule Andrușa, ca să înțelegem că e și o petiție online. Mulți spun despre această petiție online care avea și un scop manipulatoriu. De ce anume? Adică ce anume din proiectul de lege vă deranjează concret? Doamne, avem niște articole care sunt clar trecute aici, în forma inițiatorului. Eu, cu tot respectul față de doamna ministru, am curajul să-i spun, nu dumneavoastră ați scris acest proiect. Proiectul ăsta va veni servit de undeva, seamănă atât de bine cu legislația norvegiană și cu cea finlandeză pe măsurile acestea, încât nu-mi vine să cred că un bun creștin și o mamă de familie s-a gândit să facă următoarele articole de lege, prin care să se spună așa: situația economică și condițiile de locuit precare existente în mediul sau familial și sau comunitate, respectiv situațiile de risc de sărăcie extremă, fără să fie definite. Ca și când nu statul prin Constituție este obligat să asigure bunăstarea cetățenilor. Adică vă temeți că vor fi luați copiii din sânul familiei? Nu se discută de luat copiii din familie. Domnul Andrușac, Spuneți dumneavoastră din ce v-am citit, care sunt criteriile? Bun. Unde-i riscul? Nu. Am înțeles care-i problema. Să-i permitem doamnei Firea să ne explice. Ați dus-o într-o pistă foarte falsă. Nu, eu am citit de aici. Nu putem discuta. Nu, există un comitet care pot identifica problemele din familie. Ca să poți rezolva niște probleme, trebuie să identifici problemele. Da? Bun. Acest comitet, că e vorba de un preot, că e vorba de un polițist, că e vorba de un sociolog și așa mai departe, acest comitet va identifica problemele. Se vor lua măsuri. Se vor lua măsuri guvernamentale sau locale. Primăria poate să... Permiteți inițiatoare să vorbească? Stai să vă mai dau un exemplu ca să aibă inițiatoare ce să spun. Andrușa, citește paragrafe care sunt legate de altceva. De ce? Copilul poate fi considerat în risc de separat de familie dacă familia se ocupă de... Am o rugăminte. Domnul Andrușa, domnul Mătieș de la PSD. Explic despre ce este asta vorba. Vreau și eu să aveți posibilitatea. Am înțeles paragraful și într-adevăr acolo este... Sunt mai multe. Am înțeles, dar să le luăm pe rând să înțelegem, dacă tot facem o dezbatere, să fie una utilă pentru societate. Vă ascultăm, doamna Firea. Bună seara dumneavoastră, invitațiilor și telespectatorilor. Vă spun sincer, eu sunt siderată de aseară și până acum. Cum persoane cu o putere mare de a pătrunde legislația, cu capabilitate de a citi de la cap la coadă o lege, nu un paragraf sau două, și nu mă refer la persoanele din studio, tot respectul pentru domniile lor, în general ce s-a creat pe rețelele de socializare, pentru că, din potrivă, această lege nu vine să ia copiii din familii să-i ducă... ci vine să ajute familiile să nu-și mai trimită copiii la stat. Pentru că, doamna Andreea Crețulescu, anul trecut aproape 40% dintre copiii care au venit să fie crescuți de către stat în centre de plasament
Nu sunt copii care nu au fost iubiți, doriți sau ai căror părinți sunt inconștienți, ci au fost familii care din cauza condițiilor de sărăcie nu au mai putut să-și crească copiii. Și îmi pare rău că inclusiv corespondența dumneavoastră de la Parlament nu a adăugat esența, și anume că acești copii care trăiesc în sărăcie, în lipsuri, care nu mai ajung la școală, care nu au ce mânca, deci se culcă noaptea flămânzi, nu vor fi duși la stat, nu vor fi luați de la familii, ci dacă vor familiile, că și aici dacă vor, că poate nu vor, vor fi sprijiniți pe parcursul zilei, vă rog să mă lăsați să închei ideea, pe parcursul zilei și doar dacă vor familiile, nu cu forța, nu le ia nimeni copiii cu forța, în aceste 150 de centre de zi plus altele, cele 150 vor fi construite cu cele 50 de milioane de euro. Adică nu le luați copiii oamenilor dacă nu și vaccinează, de exemplu. Dar ce caută lege? Iertați-mă, doamna Crățulescu, nu suntem tâmpiți. Lăsați-mă să închei, că ați vorbit și aseară paragraful ăla cu vaccin. Numai lucruri neadevărate. Vă explic dacă mă lăsați. Păi, vă ascultăm. Că și domnul Coarnă vorbește la televiziune și nu lasă pe nimeni să explice. Duc ideea până la capăt, mă întrebați orice, vă aștept și mâine la minister, vă stăm toți la dispoziție. Încă o dată. Dacă aceste familii sărace, că în special despre ele este vorba, vor, ca pe parcursul zilei, copiii să fie ajutați după școală, să-și facă teme, să fie îmbrăcați, să fie hrăniți cu masă caldă, să-și iau un pachet și acasă. Atât dacă vor. Dacă nu vor, nu vor. Nu ia nimeni cu forța. Doamna Firea, răspundeți la întrebare. Imediat, domnul Andrușcea, că nu fie haos să înțeleagă lumea. Este obligativitatea autorității locale și domnul Mătieș a încercat să explice, dar a fost blocat. Prin acest Consiliu Local, din care face parte primarul, directorul de școală, medicul din respectiva comunitate, doar să li se prezinte informația, pentru că suntem pe primul loc la mortalitate infantilă. Uitați! Așa este, dar întrebarea directă este următoarea, doamna Firea. Clasice. Nimeni nu este obligat nici să se vaccineze, nici să nu se vaccineze. Doamna ministru, o lege acționează, nu e dacă vrem sau nu. Lăsați-mă să vă spun. Păi nu mințiți. Dacă vreți să fiți informat corect. Eu nu mint. Păi... dumneavoastră transmiteți informații eronate și dumneavoastră nu citiți toată legea. Doamna ministru, cu tot respectul, de ce v-a spus? Dacă devine lege, ea trebuie respectată, că suntem stat de drept. Lăsați-mă să închid ce am de spus și mă întrebați ce doriți. Și vă răspund și în seara aceasta și vă aștept și mâine la orice oră. Vă rog, răspundeți la chestiunea cu vaccinarea obligatorie. Păi am vrut să spun și m-a întrebat de sancțiuni. Unde să mă duc? La vaccinare? Deci, încă o dată, nu este nimeni obligat să se vaccineze, nici de vaccinurile vechi, clasice, de 35 de ani, nici cu cele noi. Este vorba despre autoritatea locală, care este obligată să informeze, nu să oblige familiile cu privire la faptul că legătura cu medicul de familie este una normală. Cine dorește să se vaccineze bine, cine și nu. Și dacă nu-și vaccinează copilul, într-o lege, nu? Imediat. Domnul, vă rog frumos să-i tăiați la valiera domnului copii, Surugiu. Cu tot, nu ia copiii de la familie. Este vorba despre faptul că pot fi folosite aceste centre de zi pentru familii sărace. Doamna Firea, haideți să clarificăm. Când autoritatea locală... Dacă îmi permite să facem un dialog. Când autoritatea locală informează o familie, atenție, puteți să vă vaccinați copiii cu toată schema. Eu una recomand această vaccinare la copii, dar pot fi alții de altă părere. Și dacă familia zice nu, autoritatea locală, potrivit legii dumneavoastră, ce credeți? Are dreptul să ridice copilul din acea familie sau nu are dreptul? Sub nicio formă. Autoritatea locală este obligată să informeze. Punct. Nu îi se ia nici copilul, nici de tot la un centru rezidențial și nici la un centru de zi. Și aceste centre de zi pe care le construim pot fi accesate la cerere, la solicitare. Pot fi familii sărace care nu vor să folosească serviciile sociale de la aceste centre de zi. Sub nicio formă nu este nimeni obligat nici să se vaccineze, nici să nu se vaccineze, nici să țină legătura cu medicul de familie, nici să nu țină. Arătați-mi în lege unde scrie. E vorba despre informare, nici de cum faptul că este obligat părintele să-și dea copilul la centru de zi, sau mai rău decât atât la orfelinat, dacă nu e vaccinat. Citiți toată legea cap-coadă. Deci nu se poate să... Acel articol, credeți-mă, e scris dubitativ.
Adică poți să înțelegi de acolo că autoritatea locală, după ce te-a informat, tu ai înțeles informația, dar în momentul în care decizi să spui, nu, domne, eu am o altă părere sau consider că, nu știu, nu îmi duc copilul la școala de zi sau la școala asta, atunci statul are dreptul să-ți ia copilul. Nu este adevărat. Citiți în articolul în care scrie că statul ia copilul. Nu există așa ceva. Încă o dată, această lege, subliniez, de prevenire. De prevenire. Deci de prevenirea separației, tocmai asta vrea să facă familiile sărace să nu-și mai trimită copiii la stat, în centre copii instituționalizați, ci să-și crească copiii în familie, statul ajutând atât prin aceste sume, dar și alte sume care vor fi accesate de la bugetul național, tocmai pentru a sprijini aceste familii sărace să nu-și mai dea copiii în grija statului. Au nevoie de acoperiș reparat, statul îi repară din acești bani acoperișul. Au nevoie de sobă, se repară sau se ia o sobă. De ce n-ați trecut, doamna ministru, asta în lege, nu? Astea, de exemplu, nivelul de... Uitați ce scrie, nivelul de educație scăzut al membrilor familiei. Da, da, și condiție pentru ce? Condiții pentru accesa pentru a putea fi eventual decăzuți din drepturile parentale. Adică nu există vreo nuanță aici. Cine poate să intre, practic, în aceste centre de zi încă o dată și care nu sunt obligatorii? Cine dorește? Le folosește cine? Doamna ministru, numai o secundă, deci, toată ziua, doamna ministru, astăzi ați dat înapoi. Ați dat telefoane, nu ați sigartă nouă, ați sunat la toată lumea pentru că știți că legea e strâmbă. Pentru că o pedepsiți în momentul ăsta. V-ați dus în extrema asta. Haideți să, doamna ministru, o secundă. În primul rând, ca să vă spun ceva. Doamna ministru nu ne-a răspuns la întrebarea aici, în fața poporului și în fața lui Dumnezeu în săptămâna asta. Spuneți, dumneavoastră a scris această lege? Spuneți românilor, dumneavoastră a scris această lege? În protecția copilului și specialiști în domeniul social, care împreună cu dumneavoastră, cu noi, cu toată lumea, vrem să ajutăm ca în România copiii să nu mai fie dați la stat. Nu, doamnă, el a fost proiectul acesta, ca să vă spun, doamna ministru. Am o rugăminte, domnule Andrușteac. Haideți să fim, să înțeleagă lumea, pentru că altfel nu mai înțelege. Și eu cred că e un subiect extrem de sensibil. Avem peste 2 milioane de copii în țara asta între 0 și 18 ani. O să rămână în continuare, pentru că uitați cum se înțelege, o lege bună pentru acești copii care cresc în sărăcie este interpretată ca și cum copiii săraci ar fi luați de la familie și duși în orfelinate. Dumneavoastră vă dați seama ce abominabilă concluzie se poate trage. Asta deci arată poate mai trebuie să 10 secunde, 10 secunde, o scurtă pauză. Îi mulțumim, doamnei Firea, concluzia aici, după care revenim la scandalul cerealelor. Concluzia, domnule Mătieș. Nu, eu vreau să spun acum, dacă există, numai o secundă, eu în 5 secunde termin. Dacă în momentul acesta există, făcută de către primărie, o anchetă socială, ce soluții ai în afară de a-i ajuta primăria cu ceva bani? Nu ai alte soluții. Nu ai soluție să le dai mâncare în centrele astea sociale. Dar dacă nu scrii clar legea, nu ai soluții să-i să ajut ca în Norvegia, ca în alte știu, țări. Dar nu ai soluții. Ei, în acest moment, există soluții. Prin această lege, ai identificat problemele familiei. Au lipsă, o lipsă financiară, au o lipsă... Acum să nu ne imaginăm. Legea exista. Cadru pentru așa ceva exista. Primăria nu putea să ajute momentul ăsta să... Domnul senator, legea trebuie să fie clară, da? Oamenii s-au săturat de 33 de ani, toți au vrut binele poporului român. Și suntem unde suntem, în groapă. Se pleacă 500 legea. De români, bun. 300 de români pe aur, zi. Aur, PSD, USR, oricare partid are dreptul la amendamente. Că este nicio lege, dar de ce nu-i perfect. A pus, doamna ministru, nicio lege nu-i legea perfect. În dezbatere înainte. Dar, exact. Okay, în dezbatere dar în acest, publică. Ce, în acest păi moment, ce? Orice faptă bună nu rămâne nepedepsită. Nu este nicio lege. Nu, n-am nimic cu dânsa un respect, dar nu putea să pună legea în dezbatere publică. Deci faptul că nu înțeleg mii de oameni, zeci de mii de oameni care trimit petiții și la dumneavoastră și la noi, faptul că nu înțelegem nici noi ce să vezi, faptul că din societatea civilă alte o grămadă de organizații nu înțeleg,
trebuie să vă ridice cel puțin un punct de întrebare. Alte organizații, în momentul în care voi trimiteți... E vorba de copii. Nu. Voi trimiteți pe WhatsApp, trimiteți pe mail-uri, tot felul de povești că vă iau copii, vă rog să vă salvați, vă iau copii. Bun. Astea sunt niște minciuni. Trebuie să le spuneți oamenilor și asta, această lege vine cu o soluție la ceea ce se întâmplă în momentul de față. Ai identificat problema, ai o soluție. Nu au de mâncare, există centrul unde le dai de mâncare. Domnul senator, cu tot respectul, trebuie să fie clar, înțelegeți? Păi trebuie să fie ok. Păi clară, când îți spune deja dacă îți vaccinezi copilul, orice om sănătos se... Nu te duci că ți-a copilul, te duci și faci... Se gândesc oamenii la orice aproape. Minți doar ca să faci capital electoral, nu se poate așa ceva. Trebuie să aibă o limită, tot demagogia asta. Gândiți-vă că vorbim de 2 milioane de copii în România între 0 și 18 ani. Nu vă jucați cu asta, citiți exact. Am adus niște soluții. Le mai pun întrebare. Ei au majoritatea. Ei poate au majoritatea. Eu sunt minoritar și în Comitetul Liderilor. Dacă era cum spun ei, astăzi, la cererea mea, de scoatere de pe ordinea de zi și retrimitere la comisii, ca să facem ceea ce spune în al 12-lea această doamna ministru, domne, scoateți amendamentele neclare, punem unele bune, că noi nu ne împotrivim unei legi. Asta, să fie clară, că altfel poți înțelege că statul... Știu că n-ați retrimis-o la comisie. Nu sunteți în același parlament cu mine. Am retrimis-o, am cerut-o și au votat și colegii de la ceilalți partide. Vă dau cuvântul meu, trebuie să fiu corect. Și cum ați făcut majoritatea? Au votat toți până la urmă. Majoritatea să o retrimiteți, adică că are neclarități. Important. Lângă mine era reprezentantul UDMR, trebuie să recunosc, a zis da, și noi vom vota. Să o retrimiteți, adică să o clarificeți. Și ei au recunoscut că nu e ok. Sunt bune, Doamne, dar textul nu e grozav. Și ei au recunoscut că nu e ok. Păi nu-i deloc în regulă ce scrie. Bun. Doamnelor și domnilor, o altă informație de ultim moment apropo de scandalul cerealelor. România întoarce armele și ne explică asta Ionuț Grigore. De ce și în chestiunea asta în al 13-lea ceas întoarcem armele? Te ascultăm, Ionuț. Bună seara, Andreea, domnul și domnilor. Mai exact. PSD va solicita în coaliție adoptarea unei decizii care să dispună Guvernului României să emită în regim de urgență un act normativ pentru suspendarea temporară a importurilor de produse agroalimentare din Ucraina. Ei bine, ce este foarte important în tot acest timp? Comisia Europeană califică drept inacceptabile interdicțiile unilaterale impuse de Ungaria, de Polonia, de Slovacia importurilor de cereale ucrainene, practic adâncind disputa privind importurile de cereale ucrainene scutite de taxe vamale. Mulțumesc mult, Ionuț Grigore, și acum suntem în direct și cu europarlamentarul Victor Negrescu, despre care vreau să remarc o premieră după vreo 10 ani în care România a stat așa cu capul în nisip, ca o anumită pasăre. Am văzut și eu, și o premieră, un europarlamentar care îl critică la scenă deschisă pe comisarul european pe agricultură, spunându-i ferm în față: nu se mai poate așa. Explicați, domnule Victor Negrescu. Bună seara, da, doamna Crețelescu. Pur și simplu nu mai putem accepta ceea ce se întâmplă în prezent pe zona aceasta de agricultură la nivel european. Avem un comisar european care ar trebui să ocupe acest subiect. Orice vedem, fermierii români întâmpină dificultăți din cauza, iată, a prețurilor scăzute la nivelul grânelor. Avem o creștere a prețurilor pentru produsele agricole. Nu avem nicio măsură luată în plan european pentru a stimula agricultura și avem acest comisar care este susținut de un partid anti-european care pur și simplu nu există în dezbatere europeană. Nu vine în fața Parlamentului European. Nu prezintă nicio soluție la ceea ce solicită România, Slovacia, Polonia, Ungaria. Dar cine a câștigat aici, domnule Negrescu? Nu explică de ce a venit cu formula respectivă privind alocarea banilor pentru fermieri. Deci este foarte gravă situația și ar trebui să existe o reacție în plan european în ceea ce înseamnă prestația acestui comisar. În opinia noastră, cine a câștigat din povestea asta? Pentru că, într-adevăr, acelea sunt cereale ucrainene care au ajuns și în România, și în Franța, și în Germania, și în Polonia, și în Bulgaria, distrugând piețele interne de cereale. Au câștigat ucrainienii sau firmele care le distribuie? Pentru că am văzut acolo o mega firmă internațională. Speculanții, cei care au intermediat aceste tranzacții, fermierii ucraineni au primit sume mai mici decât ceea ce meritau, fermierii români nu primesc sumele care ar trebui să le primească și avem acești intermediari care folosesc astăzi, într-o manieră aș putea spune, care contravine legislației europene, această situație. De aceea trebuie o reacție din partea Comisiei de Resort, care tolerează această situație și ar putea foarte simplu
să schimbe regulamentele europene în așa fel încât să prevenim această situație, să-i sprijinim și pe ucrainieni, dar să sprijinim și fermierii noștri și este foarte simplu, sunt câteva regulamente care trebuie doar amendate dacă există voință politică din partea acestui comisar de extremă dreapta. El este un comisar eurosceptic și trebuie spus lucrul acesta. Mulțumesc, domnule Negrescu. Concluzia, Răzvan Savalic, te rog. De ce ne apucăm să facem abia la sfârșit un lucru bun, după ce vedem că au făcut și alții și alții și alte țări? Ce trebuia să facem de la bun început? De ce? De ce avem acest conducător care sunt atât de slugarnici și fricoși, care la comandă externă își distrug propria țară? Aștept să se schimbe și la noi ceva, să vedem un alt tip de politică. Oameni mai curajoși, mai pentru popor. Nu slugi care pentru a sta într-o funcție pe care oricum nu o merită, sunt în stare să vândă în România. Vă rog, 10 secunde. Fermierii români au pierdut. O secundă. România și prim-ministru Daia a fost prima țară care a cerut despăgubiri. Pentru... Nu. Câți bani a primit fermierii, domnule? Am fost primii. Am fost primii noi. Polonia, noi am fost primii și ministru Daia a depus, după care au venit polonezii. Câți bani a adus Nea Petrică? Bun, nu câți bani a adus, dar câți bani a adus Polonia? Pentru că dacă vorbim de 100... Păi vorbesc de fermierul român, că nu are... Și-au vândut animalele pe nimic. O situație la fel de tensionată ca și la precedentul subiect. Le mulțumesc invitațiilor din această seară. Promit că vom mai dezbate aceste subiecte, dar merg rapid la Victor Ciutacu. Bun găsit! Bună seara, Andreea! Bună seara, domnilor și domnilor! În doar câteva clipe, într-o ediție incendiară, Dana Budeanu, George Simion și Ion Cristoiu. Forța poporului român, Dana Budeanu, va fi în direct alături de mine, domnilor și domnilor, și vorbim împreună despre rezistența românească în fața propagandei reziste. Veți vedea imagini unice. Încă un mare ierarh al Bisericii Ortodoxe se revoltă împotriva globaliștilor. Veți vedea și documentul amanetării României, actul trădării naționale. Și aflăm totodată unde a fugit Aleș Bogdan în plin scandal al audierilor DNA. Documentar exploziv, ce arme a furnizat România Ucrainei. Avem imagini de ultimă oră cu Putin în teritoriile ocupate din Ucraina. Iar țara noastră este într-o situație tot mai gravă din cauza ajutorului pe care l-acordă Ucraina. De ce a rămas România singura țară care permite așa ceva? Aflăm. George Simion va fi în direct și el alături de noi și îi demască pe toți. Ion Cristoiu și Victor Ponta intervin la rândul lor cu dezvăluiri cutremurătoare. Sunt informații documentate de Ion Cristoiu și de Victor Ponta. PSD cere de urgență ceva, ministrul Daia face altceva. Despăgubiri uriașe pentru un deces cauzat de vaccinul împotriva COVID. Monica Pop și reputați analiști în direct după decizia oficială. Iar mișcarea anarhistă a tinerilor, veți vedea un reportaj de ultimă oră din Statele Unite ale Americii, magazine și instituții sparte, mașini distruse, turiști atacați. Îi veți cunoaște pe tinerii care s-au alcătuit, de fapt care s-au unit în niște grupări care preiau controlul orașelor. Sunt filmări groaznice, domnul. Cine coordonează noua mișcare anarhică și ce urmăresc batalioanele ei, veți vedea în doar câteva clipe. Și alertă pe bulevarde, domnul. Și domnul, operațiune specială cu risc de securitate major în București. Avem transmisiuni de la toate evenimentele acestei seri. Rămâneți, chiar merită.